Salutare toată lumea, bine v-am găsit la un nou episod de Plan vs. Zombie 2. Vă anunț de acum, dacă fac vreo față mai ciudată în videoclip, este pentru că îmi doare foarte tare în gât și mi s-a blocat. Nu știu de ce. Deci mă doare foarte tare în gât. Și o să fac niște fețe ciudate când înghit. Gen... sau ceva de genul. Da, acum hai să ne jucăm. În ultimul episod mi s-au salvat plantele cumpărate cu bani reali de pe tableta mea veche în contul jocuri Google. Hei! Jocul Google. Deci, iar mi s-a blocat, nu știu de ce. Mi s-a blocat Facebook. În fine. Și... e destul de nasol că mă doare foarte tare în gât. Dar asta este. Să vedem ce mai facem și azi. Ancient Egypt. Those plants look hungry. If only there was something that you could feed them. Plant food is packed with vitamins and minerals. It's an essential part of a complete breakfast. Dacă the plant food onto the plant. Deci dăm mâncare și trage cu pișătură. Plant food take the plant food to take out those zombies. Și sunt la mapa Jurassic Marsh. Vin dinozauri și chestii. Nivelul 17. Glowing zombies carry plant food. Deci ăștia mai verzulii așa. Cară după ei mâncare de plante. Eu le zic frunze. I wonder if plant food works on other types of plants. Da, merge și pe alte plante, desigur. Și acum, voilà, avem plantele alea noi. Și azi o să jucăm aproape cu, de fapt, cu ele. Să jucăm cu ele. Așa. Peanut. Stai să văd acum în loc. Deci îi dau let's rock. O să mă facem aici. Îmi pare foarte rău. Da. Cred că n-o să mai mult cu facem plan vs. Zombie 2. Nu am unde să mi-l pun. Mi-l opresc de acum. Am plus în și răcit, am fețe ciudate, mă doare în gât. Deci, prima plantă e foarte simplă, pui un ardei squash și pur și simplu îi storcește. Îi omorăm. Și aici avem următoarea plantă, Snow Pea. S-a plantat, o vreau eu. Și îi încetinește. E planta mea preferată din tot jocul.
E destul de interesant, sincer să fiu. Mie chiar îmi place. Dacă se vede ceva pe fundal, îmi cer mii de scuze, dar n-am ce să fac. Și hipnoshroom îi hipnotizează și îi întoarce împotriva lor. Asta cu planta îți dă pur și simplu un plant food. Destul de bun. De exemplu, dacă n-am bani, pot să fac asta. Dar fiți atenți. Ce se întâmplă dacă îi dau pe dovleac? Stărcește 3 zombi. Cam asta se întâmplă. În fine. E super mișto jocul. Chiar mi-a plăcut. Îi dau nota 10 creatorului. Sau poate mai bine zis creatorii. Fiți atenți aici. Ce se întâmplă dacă o folosesc așa. Încetinește pe toți de pe tot rândul și trage cu multe chestii de-aia. În următoarea rundă, în următorul nivel, sunt un pic și că am răgușit. În următorul nivel o să nu o să mai punem Snoopy, o să punem asta, chestia asta. E un cartof care trage cu biluțe de alea. Și flacăra, care e destul de interesantă. Și ceva m-am plictisit. Hai, fă. Fă ceva. Gata. Ok. Ne-a dat o catapultă. Continuă. Sincer să fiu, mă, cam doare foarte tare în gât. And look above my head. Is the travel log. What's that travel log? You provide guidance, progress and rewards. The log is not actually speaking, user Dave. Thanks, travel log, whatever you say. Doamne ferește. Check out the travel log. Bun. Ok, nivelul 3. E destul de... N-aș putea să mă doar în gât. I found some spare change. Penny, you're finally making sense. Here, neighbor, have some more. Why? Because I'm crazy. Ok. Ah, deci mi-a dat niște bani. Plant food. Perfect. Aola. Ce, de ce mi-a dat banii? Pentru că e nebun. Vine să crezi că tocmai a zis aia. O să iau asta, 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 ok, mi s-a blocat. Hipnoshroom și asta. Aia restul cu bani, nu cred că o să-i iau, dar, în fine, poate-i mai luăm, cine știe. Sunt 20% sigur că mai luăm vreo plantă nouă. Deci, nu sunt 100%.
costă destul de mult, 20 de lei. Așa. Și acum hai să punem în aplicare pinshooter-ul. Și ne trebuie și o flacără de imensă. Ucide-l pe ăsta. Chiar îmi pasă de gijelul ăla. Sau ce naiba e aia. Dă-mi aia. Dă-mi asta. Dă-mi asta. Mai dăm de ăștia. Galben, băi. Galben. Și acum, uite, bum, se face de foc. Vedeți? E destul de interesantă torța. Și destul de bună. Pentru că îi dublează atacul. Să îl triplează? Nu, cred că îl dublează. De fapt, da, îl dublează ce ne-a bătit. Îi dublează atacul. Și asta e foarte bine. Și ia fi atent. Acum îl triplează. Și rămâne așa pentru totdeauna. Deci, toată... Până se termină nivelul. Rămâne așa. Așteptați un pic. A sunat un telefon și a trebuit să răspund. Scuzați-mă. Îmi cer scuze. Mori. Chinuri. Ok. Alam. Și dă-i ăsta. Fiți-mi pe aici. Trum! Hai bă! Tu! Dăm și mie de asta, un plant food. Hai, vezi, și ăsta. Da, știi ce? Te păstrez pentru un greșat. Ok. Șmecher! Yo! Frate, până acum n-a sunat nimeni la telefon, nu mai fix, fix, când filmez eu. Și ăsta e un cartof din ăla care trage, v-am zis. Nu e prea interesant, deci n-aveți ce să vedeți la el. Dar e destul de bun că n-ai ce face. Scuze, pardon. Nu am mâncat absolut nimic toată ziua. Dacă mă credeți. Prea mai că nu am. Ziceți. Ești absurd. Exagerezi. Ești prea dur cu tine. Nu e bine, nu. Chiar n-am mâncat nimic toată ziua. L-am pus acolo de formă. Seria cred că o să aibă cam 300 de episoade. Și sper să vă și placă. Băi, de ce încă mai este în exclamării? Oh, Epic Quest Jam Jam. Ăla îl vom face data viitoare. Aha. Bine. Hai că ne întoarcem la... Mai facem un nivel și terminăm. Epic Jam Jam Quest ăla îl facem data viitoare. Vă promit. Mă doare rău în gât. No need for sun. Plants are coming via special delivery. Oh! E șmecher nivelul ăsta. Ăla e un buton de turbo. Vin plantele mai repede. În fapt, nu. Totul se petrece mai repede dacă îl vezi. Absolut totul. Da, nu-mi place.
Vreau să savurez momentele. Dacă știți ce vreau să zic, probabil că nu, dar în fine. Am pus foarte prost. Sandstorm. Yay. O să aibă multe episoade seria asta. Oh, credeam că mă sună cineva de mi s-a blocat. Făceam un parc. Asta e un nivel mai mult de distracție. Nu e de... Vai, pune planta, vine zombie. Pe mine mă amuză nivelurile astea. Tot jocul e amuzant, numai că sunt unele părți în care deja devine exagerat. Sunt niște plante care trebuie să le protejezi și nu trebuie să le lași să fie mâncate. E foarte greu, credeți-mă. Și mai sunt și nivele care mă enervează pe mine. Să, deci sunt niște flori, de exemplu aici. Pantagesteron pe rândul ăsta. Și dacă, de exemplu, uite zombiul ăla care trece acum pe linia, acum pierdeam. Dar primele nivele sunt gen așa: a, bine ai venit în jocul nostru, ești oaspetul nostru, nu știu ce vreau să zic. Dar după aia, la ultima lume, de exemplu, e insane. Mă doare rău în gât, sincer să fiu. Mă disporez, bă! Mă dispăreț! Băi, da, un meci de asta durează foarte mult. Cred că seria va dura o grămadă. Hai că mai facem un nivel. Iar următorul e distractiv. Ai, mă doare rău în gât. Ok, next level. You have some power-ups, I'll show you how to use them. Yeah, and now we can break the seal. Let's get crazy. Tu ești deja nebun, deci... Ok. Deci, luăm asta de aici, de jos. Și pur și simplu apăsăm așa. Simplu, nu așa? Foarte simplu. Dar numai care costă bani. Asta e foarte puternică. Și asta e foarte slabă. Dar astea nu sunt toate. Vedeți-mă. Astea nu sunt toate puterile. Foarte bună puterea, dar asta îi duce. Apa, duce și în casă dacă vrei. Uite, 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 îi duce în casă. A, eu vreau încolo. Pe toți! Gata. Și
Asta va fi prima plantă care costă 0 bănuți. Este gratuită, numai că se încarcă destul de greu și îngheață zombie. O folosesc și nivelele noi. Este foarte bună planta. Dar numai că noi vom încheia acest episod aici. Îmi pare foarte rău. Dar asta este... Trebuie să încheiem o dată de aici. Trebuie. În episodul viitor facem gem quest. Măcar primul pas și după aia revenim noi. Și... Visit the store. Da, și de aici cumpărăm plantele cu bani. Deocamdată mie nu trebuie nimic de aici. Ne vedem. Fire. Am ieșit eu din greșeală. Ne vedem data viitoare. Pa, pa.